Am văzut motorul ăsta al fricii. Uite, am vorbit de Ponta. Ponta e foarte fricos. Și eu îl cunosc, sunt unul din părinții lui, unul dintre, că a avut mai mulți. Și dumneavoastră, asta când a pus mâna pe putere, eu prima dată n-am crezut că e adevărat. El a făcut fel de fel de demersuri cu oamenii din statul atunci când era prim-ministru să mă aresteze. Să găsească ceva să mă aresteze. Ce urât. Prima dată n-am crezut că e adevărat. După aceea când am văzut ce a făcut lui Adrian Năstase, după aceea când am văzut ce Miron Mitrea chiar fi făcut și lui, oameni cu care fusese coleg de partid, am văzut că e posibil. În acest context, Cosmin Gușa a povestit un episod petrecut recent într-un parc din Cluj-Napoca. Am avut o întâmplare alergând prin Cluj, pentru că acum 3 săptămâni iar a scris el pe un Facebook că ar trebui să fiu arestat. Nu e niciun motiv, dacă o să facă el un proiect de lege, cred că trebuie să-l facă pentru mine. Special. Special, da. Am văzut de la distanță pe strada Napoca un tip care avea statura lui, știi? Cum el cu fundul mare, așa stă cu fundul în spate, știi, profilul de Titulescu, la fel. Și zic, ce caută ăsta la Cluj? Dar zic, perfect. Îl iau de mână, să te de vorbă cu doamnă. Zic, îl iau de mână și o să fac o dezbatere cu el în fața cetățenilor, să-l întreb care sunt motivele pentru care vrea să mă aresteze și dacă este atât de frică de mine încât crede că dacă eu stau la pușcărie, el este în siguranță. Aveam de gând să fac asta. Eram deja tonic. Bine că n-ai făcut. Dar când am trecut de restaurantul tău preferat și m-am apropiat, mi-am seama că era un tip identic, aceeași statură, știi, aceeași... Coloarea, săracul de vinovat. Dar nu era el. Nu, eu vreau o dezbatere în fața oamenilor. Da, da. Știu ca eu să-i aduci puțin la momentul adevărului, pentru că pe fricoșii ăștia, numai așa, în public, poți să le areți ce periculos este, de fapt, ceea ce fac ei pentru alții.